fost peste 30 de artiști. Semnate de 40 de artiști contemporani din România, au fost expuse pe Siemensele Sălii Constantin Brâncuș de la Palatul Parlamentului în cadrul expoziției intitulată Tablouri de vis. Expoziția a fost organizată de inițiatorii portalului cu același nume, tablourdevis.ro. Aici, pictori debutanți și consacrați își pot posta lucrările spre vânzare. Portalul Tablouri de vis a fost creat pentru a promova și a susține tinerii artiști din România. Vernisajul expuției cu același nume, realizată în Palatul Parlamentului. Expun peste 40 de artiști, câteva sute de tablouri. Vernisajul este organizat de portalul Tablouri de Vis, care reușește la ora actuală să ocupe prima poziție pe internet pentru absolut aproape toate tot ce înseamnă căutările de tablouri, prin aceasta devenind portalul cu cea mai mare vizibilitate pe internet. De asemenea, ținând să mulțumim gazdelor noastre care au făcut posibilă realizarea acestei expoziții și artiștilor care s-au deplasat și au făcut mare efort ca să totuși să-și aducă tablourile anului la expoziție. Evenimentul a dorit să ofere o șansă atât artiștilor amatori cât și celor profesioniști. N-au făcut nicio distinție între vârstă, pregătire profesională sau pur și simplu s-a făcut o selecție minimă, ca să spun așa, și am văzut aceeași șansă. Este o pată de culoare, zic eu, în mijlocul unei verii toride și ne-am dorit să fie mai multe evenimente de genul acesta. Dar mă gândesc și într-un număr atât de mare, sunt totuși câteva sute de tablouri. Expoziției, doamna Irina Cajalmarin, subsecretar de stat în Ministerul Culturii, a afirmat că expoziția în care sunt expuse aproape 500 de lucrări în acrilic sau uleiuri cu peisaje, portrete, scene religioase sau mitologice, reprezintă intenția de a înțelege menirea creatorului și reîntoarcerea la armonie, mai ales la cultură, într-un spațiu în care fiecare artist, cunoscut sau debutant, își exprimă visuri. Expoziția foarte multor pictori. Poate că în momentele astea, când nu se întâmplă numai lucruri rele, tragedii, furtuni, ape care vin peste orașe, noi am făcut o expoziție a 600 de oameni care au putut să expună lucruri frumoase, lucruri interesante, lucruri inedite, portrete, cruci, interpretări al Iisus Hristos. Deci un lucru care poate că nu ne așteptam să vină acum, în iulie, într-o zi atât de călduroasă și noi am venit într-o sală frumoasă în care putem să admirăm niște lucruri care le-au făcut niște oameni cu mâna lor și cu sufletul lor. We'll be right back.
500 de lucrări din expoziția Tablouri de Vis sunt semnate de artiști celebri, dar și debutanți, iar printre aceștia se numără Horațiu Mălăiele, George Marin, Doru Cristian Beliu, Mihai Ionescu, Ionel Căloiu, Robert Secalea, Mariana Oroș, Elena Bisinger, Gina Anton, Teodora Liscu și alții.